Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu au calificări, înseamnă că nu își pot obține un loc de muncă sau chiar dacă obțin un loc de muncă, acest loc de muncă se obține cu eforturi foarte mari, atât din partea persoanei care trebuie să recupereze tot ceea ce nu a avut ca bază educațională, dar și din partea fundațiilor și al altor instituții de asistență socială care trebuie să intervină împreună cu persoana pentru a se integra pe o piață a muncii care este foarte competitivă și care cere totuși abilități și cunoștințe destul de multe și destul de complexe.